La doi pași de noi, în Ucraina, Kievul stă pe un butoi de pulbere. Într-o singură noapte, 25 de oameni au fost uciși, peste 500 răniți în confruntările din centrul capitalei. Sunt cele mai sângeroase momente din ultimele două decenii din Ucraina, dar și din protestele care țin deja de 4 luni. Orașul este blocat, nimeni nu intră, nimeni nu iese. Iar în Piața Independenței, luptele nu s-au sfârșit. Președintele a decretat zi de doliu național, dar manifestanții care îl acuză că a rupt Ucraina de Occident îl consideră direct responsabil pentru moartea oamenilor. Atenție, urmează imagini dramatice. De aproape 24 de ore, centrul Kievului arată ca un câmp de bătălie. Azi noapte, un zid de foc din care s-a ridicat un fum gros și necăcios a străbătut Piața Independenței, devenită acum Euromaidanul, mai exact cartierul general al protestatarilor. Peste baricada incandescentă, manifestanții au aruncat cu pietre și cocktailuri molotov înspre forțele de ordine și au primit grenade lacrimogene și gloanțe adevărate, ca la război. This is effectively the front line. What you can see here is a line of people who are holding shields. Clearly they are prepared to put themselves between the crowd and the police, which we believe are on the other side. E o nouă fază a bătăliei pentru viitorul Ucrainei. O bătălie pe cale să se transforme într-o baie de sânge. 25 de oameni au murit în încleștările de noaptea trecută. Răniți sunt cu sutele. Наше завдання – захистити Майдан, захистити від цієї навали, від озброєних людей, від бронетехніки. І ви бачите, що люди не бояться і не розходяться. Cei care nu iau parte direct la luptele de stradă încearcă să se salveze cum pot. Nimeni nu este însă în siguranță. Punctul de foc al protestelor este la doi pași de parlament. În mijlocul haosului e și un deputat de etnie română, Ion Popescu. Românii sunt a treia etnie în Ucraina, cu o comunitate de peste 400.000 de oameni. Manifestanții au venit spre parlament și au încercat să străbată cu prin violență către sala de ședință. Ieri a fost dat foc sediului partidului și a murit un om acolo. Jurnalistul moldovean Anatolie Melnic era cazat la un hotel de lângă piață, când s-a spus puțin după miezul nopții că el și ceilalți turiști au jumătate de oră ca să-și facă bagajele și să plece. Ne-au spus că ieșim afară și suntem pe cont propriu, da. Imediat după ce s-au închis ușile la noi, chiar în fața noastră a căzut un soldat. Adică am ieșit pur și simplu, am ieșit cu mâinile la... mâinile pe cap și mergeam, alergam. Printre soldați au întâlnit și câțiva etnici români. I-am întrebat de unde sunt, i-au spus că sunt din Odessa. Aproape 15.000 de oameni sunt în continuare în Piața Independenței. Iar mesajul lor către putere este: nu plecăm acasă. Ianukovici are mare asă în mânică. Nu toată Ucraina este împotriva lui. Foarte, foarte frică, fiindcă e și țara în care m-am născut, să nu rămână o Ucraina despărțită, ruptă în două. După confruntările sângeroase de noaptea trecută, președintele Victor Ianukovici a denunțat o așa zisă tentativă de lovitură de stat. Protestele au început în urmă cu 3 luni, când Ucraina a refuzat parteneriatul cu Uniunea Europeană. One day after the bloody events which claimed around 25 lives, it would seem the distances have never been greater and there is no imminent chance of any sort of negotiated settlement. Reporting from Kiev, I'm Phil Black.